La Mănăstirea Robaia din județul Argeș se desfășoară zilele acestea tabăra de creație religioasă Sfântul Cuvios Pafnutie Pârvuzugravul. Copiii au participat la programul liturgic, au luat parte la ateliere de creație unde au pictat pe sticlă, au pirogravat chipuri de sfinți pe lemn și s-au bucurat și de activități recreative încununate cu focul de tabără. Participanții taberei de creație religioasă Sfântul Cuvios Pafnutie Pârvuzugravul au fost vizitați astăzi de înalt preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. Ierarhul le-a admirat lucrările realizate și a îndemnat să viziteze toate mănăstirile parhiei. Tabăra se înscrie în calendarul activităților de vacanță pentru copii și tineri ai arhiepiscopiei. Aici o grupă de copii însoțiți de doamna profesor educator Raluca Mihaela Spânu au participat la mai multe activități de creație religioasă și la programul liturgic al mănăstirii. Taberele de vară desfășurate în jurisdicția Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcelului vor continua la Mănăstirea Văleni cu tabăra intitulată Brâul Maicii Domnului și la mănăstirea Glava Cioc, cu tabăra Sfântul și Dreptul Iosif. Participanții au fost coordonați de profesorul Raluca Spânu de la grădinița O Lume Minunată din Curtea de Argeș. Participăm cu drag la această ediție a taberei de creație de la Mănăstirea Robaia, unde copiii au ocazia să se familiarizeze cu tehnici de pictură pe lemn, pe piatră, pe hârtie și să joace câteva jocuri de cunoaștere, jocuri distractive în care au ocazia să se împrietenească, să comunice, să povestească. Toți copiii au primit cărți de rugăciuni și iconițe din partea centrului eparhial și a mănăstirii Rubaia.